Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A început deșteptarea. Bună dimineața! Patru domni sunt acuzați că au furat o toaletă cu totul și cu totul de aur, cam povești, cu totul și cu totul de aur, instalată în casa în care s-a născut Winston Churchill. Este și poză, pare să fie toaletă. Adică vas de WC-ul, la asta mă refer, vas de WC-ul din 18 carate, perfect funcțional. Obiectul este evaluat la aproape 6 milioane de dolari. Mie asta mi-a atras atenția, că cineva poate să facă, mă rog, o toaletă cu totul și cu totul de aur. Asta e... Ok, n-am ce să comentez. De gustibus. Dar este o toaletă cu totul și cu totul funcțională. Eu asta nu înțeleg. Nu înțeleg. Da. Adică... Este... Mie... Da, nu, nu știu dacă... Mie nu mi-ar veni în toaleta aia de aur. Este un experiment, stai să vezi, e un experiment artistic inițiat de un artist italian, Maurizio Cattelan, da, care se cheamă sculptura, că cum pot să-i spun altfel, se cheamă America și a fost la Guggenheim. După care expoziție itinerantă, cum ar veni, igienizată, sper. Au luat tronul și l-au plimbat? Au luat tronul și l-au dus în această casă, în care pe vremuri s-a născut Winston Churchill. Comentariile pe care le-am văzut inițial au fost nenorocitul ăla de Winston Churchill. Cine ar fi crezut? Ce manelist? Da, nu, el săracul n-are nicio vină. În casa în care el s-a născut. Ai fi crezut că Churchill era un manelist? Da, nu el, tasul. Dar culmea, vizitatorii acestei expoziții puteau chiar să-și facă programare de 3 minute pentru a folosi vasul de WC. Dar era racord flexibil? N-auzi, bre, că era... Știi ce zic, cu evacuarea de la de plan? Sau are cot? Băi, problema a fost reală, pentru că proprietarii... N-au găsit fitting-uri potrivite. Da. Ce e problema? Să știi care e și colac de aur. E normal că... Da. Auzi, cine l-a lucrat acolo? Nu știu, tati. Nu știu, dar uite ce declară poliția. Că atunci, deoarece toaleta era conectată la sistemul de instalații sanitare al palatului, ai văzut? Îndepărtarea toaletei a provocat, citez, daune semnificative și inundații în clădire. Păi că n-au meseriași cum trebuie, și a pus pe sal. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.